Te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu. După Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu, cu lacrimi, mă hrănesc zi și noapte. Când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine. Când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime. Cum înaintea, cum înaintam în frunte și spre casa lui Dumnezeu. În mijlocul strigătilor de bucurie și mulțumire. Ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu, nădejduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Așa cum Toma nu credea. Și în momentul în care Domnul Iisus se apropie de el și spune, pune degetul în ran, Toma spune niște cuvinte. Domnul meu și Dumnezeul meu. Și nu recunoaște ca pe un om care se înfățișează înaintea lui. Domnul era fiul omului și era un om. Și nimeni nu putea cu certitudine să spună el este fiul lui Dumnezeu, pentru că nu era nimeni acolo. Dar lucrările pe care le făcea el și în prezența lui, puterea din el te punea în mișcare. Și vedem pe Toma de data aceasta când recunoaște Domnul meu și Dumnezeul meu. Haideți în această dimineață să mergem înaintea lui Dumnezeu și să spunem și noi, cum a spus Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, înaintea ta venim în această dimineață și vrem să fii prezent în mijlocul nostru. Dorim acest lucru ca și astăzi să putem să avem părtășie unii cu alții în prezența Domnului și cu toții, dacă ne vom uni gândurile și inimile și vom cere prezența Domnului, în locul acesta va fi sărbătoare și va fi bucurie. Haideți cu toții să ne îndreptăm inima și să chemăm prezența Domnului. Amin. Amin.